Da, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Departe de România. Pentru că ne aflăm în plină perioadă de vacanțe, mi s-a părut firesc să vorbim despre vacanțe. Așa că de oriunde dați play la această emisiune, fie că sunteți acasă, fie că sunteți pe plajă sau într-o cameră de hotel, rămâneți alături de noi pentru că urmează o ediție cu adevărat specială. În platou alături de mine este Cezar Dumitru, un român care a călătorit în numai puțin de 149 de țări. El este cunoscut în mediul online ca Imperator, așa se numește blogul lui, Imperator Travel. Iar Cezar împărtășește aventurile pe care le trăiește, să știți, încă din 2009 el călătorește, asta face, este călător de profesie. Îl citeam pe atunci pe forumul, se numea Forumul Softpedia, și ne minunam de curajul său. Iată că astăzi este alături de mine în platou, o să vă povestească el aventurile prin care a trecut. Așadar, rămâneți alături de noi, o să vorbim de vacanță, o să vorbim de destinații exotice, o să vorbim de cât de puternic este pașaportul românesc pentru cineva care călătorește în atât de multe țări. Așa că, da, așa cum vă spuneam, rămâneți alături de noi, este o ediție cu adevărat specială. Cezar, te-am prins în țară, îți mulțumim că ai venit la noi la studio. Mulțumesc pentru invitație, mare plăcere. E mai rar la această emisiune să am invitat în platou, de obicei invitații mei sunt pe Zoom, pe Skype, discutăm, însă iată că te-am prins în țară. Aș vrea să începem de la început și să ne spui cum ți-ai descoperit pasiunea pentru călătorii, ai lucrat în turism sau e ceva ce ai vrut să faci întotdeauna? Nu, eu n-am lucrat niciodată în turism, mie mi-a plăcut să călătoresc, mie mi-a plăcut să călătoresc de mic, într-adevăr, mă rog, dorința și pasiunea de a călători, poate mi-a insuflat-o mama. Eu aveam 17 ani la Revoluție, deci până am ieșit pentru prima oară din țară la 19 ani, practic. Dar până atunci am călătorit destul de mult în țară și cred că era ceva și în mine, pentru că știu că pe la 5 ani, 6 ani mă ducea mama la Sinaia. Mama a fost profesoară, așa că avea vacanță foarte lungă, nu avea o săptămână, două cât avea toată lumea, avea două luni. Așa că ne duceam câte o lună pe la Sinaia și o făceam program. Azi ne duceam la cota 1400, mâine ne duceam la cota 2000, poi mâine ne duceam la Câmpina. Nu știam ce e Câmpina, dar știu că erau autobuze de Câmpina și am zis să văd ce e Câmpina. Poi mâine la Bușteni și așa mai departe. Deci cumva de acolo a început, să spunem, pasiunea de călătorie. După aceea avem Revoluția. Au început, s-au deschis granițele, că până atunci eram în pușcăria numită România. Numai că atunci nu mai puteai să călătorești pentru că, de fapt, România era una dintre cele mai sărace țări din lume. Trebuia să-ți vinzi un ficaciu, un rinichi, să te duci în vacanță în Grecia. Știu că la un moment dat era o ofertă de vacanță, cred că hotel 3 stele sau ceva de genul ăsta, costa fix cât o garsonieră. Wow. În București. Mă, poate nu fix în centru, dar într-un cartier rezonabil, nu la Cuca Măcăin. Și ceea ce mi-a deschis într-adevăr ochii a fost faptul că am prins o bursă. Eu am fost prima generație de studenți români care am prins o bursă de un an de mobilitate, cum este acum Erasmusul. Am prins tot așa o bursă de un an în Olanda, m-am dus în Olanda, am locuit în Olanda. De fapt, prima țară în care străină în care am călcat vreodată a fost Olanda. Știu, pentru marea majoritate a românilor au fost țările din jur, nu știu, gen Bulgaria, Ungaria, Serbia, ceva de genul ăsta. Nu, la mine a fost Olanda, că am și zburat în Olanda, deci a fost și primul zbor, am zburat București-Amsterdam, București-Constanța-Amsterdam, de fapt. Și atunci mi-am dat seama că poți să călătorești chiar și în Europa Occidentală, care avea salarii de 300 de ori mai mari decât salariul mediu din România, poți să călătorești și mai ieftin. Și acolo. Nu trebuie neapărat să-ți vinzi un rinichi. Așa că atâta timp cât am stat, cât am fost student în Olanda, am încercat să văd cât mai mult din Benelux. Atunci erau și problemele de vize. Nu exista spațiu Schengen. Sigur. Eu aveam doar rezidență de Benelux, deci puteam să mă duc oriunde vreau eu, în Olanda, Belgia și Luxemburg. Dar, de exemplu, dacă vreau să mă duc în Germania, care era la 40 de kilometri de Maastricht, unde am fost eu student, îți trebuia viză. Mie. Mă rog, nu te controla nimeni. Eu puteam să mă duc așa... Da, te loveai de acest obstacol. Da, mi-era frică. Băi, mă prind de aia, îmi dau interdicție. Ce fac? Și cum ți s-a părut, vorbind începutul anilor 90, România își deschisese granițele, wow, cum ți s-a părut acolo, Olanda, societatea de acolo? M-am simțit ca unul căzut din copac. Deci mi-aduc aminte că am descoperit șocat că există cărucioare în aeroport și că nu trebuie să-ți cari singur bagajele.
am descoperit că există o gară sub aeroport, ceea ce mi se părea absolut SF, cum să fie o gară sub un aeroport. E bine, era o gară sub aeroport, evident există și în ziua de azi la aeroportul Amsterdam Schiphol, că există lifturi în gară, că se vând snack-uri pe tren, asta ca să iau unul câte unul. De asemenea, am descoperit că nu există țâșnitoare de apă în această Olandă SF care avea, care era la 3 secole distanță de România. Apoi, nu mai știu, mi-am aminte că în fiecare zi cred că aveam zeci de descoperiri. De la prima oară când am descoperit un supermarket, când am intrat în supermarket, am stat 4 ore. M-au dat afară că se închideau. Și nu era ceva gen hipermarket, cum sunt acum, că sunt... Nu, era un supermarket mai mare, nu de asta de tip de colț. Dar am stat acolo, am stat 4 ore și mă uitam la absolut fiecare produs în parte și eram șocat, nu neapărat de produse, ci de varietatea produselor. Că da, aveam un salam și acasă sau două, acolo erau 20-25 la prețuri diferite. Te gândeai atunci că o să ajungi, iată, la aproape 150 de țări vizitate? Nu, adevărul e că niciodată nu am avut un target de număr de țări vizitate. Deci... am vrut să călătoresc. Iar asta cu număratul țărilor a început în momentul în care mi-am deschis blogul. Tu vorbeai de 2009. Da, în 2009 am deschis blogul. Când am deschis blogul, deja aveam 71 de țări vizitate. Wow. Deci eu când am deschis blogul, aveam despre ce să povestesc și ce sfaturi să dau și ce recomandări să fac. Le aveai notate undeva? Țineai un fel de agendă? Nu, am poze. Am poze de peste tot, chiar și de pe vremea când erau poze de hârtie. Am 30.000 de poze pe hârtie. Wow. Care le-am scanat, deci nu mai știu. M-am apucat odată, acum vreo 10 ani, mi s-a pus pata, hai să le scanez. Și le-am digitalizat pe toate. Deci, mă, a durat ani de zile. Mai aveam jumătate de oră liberă, job. Și ceea ce am făcut eu bine pe aceste poze de hârtie, lucru care nu prea mai pot să fac acum, a fost că pe spate scriam data exactă, locul și ce era. Gen, nu știu, 14 martie 1992, Maastricht, Biserica St. Servas. Sau, și numele celor cu care am în poză, că le uiți. Da, sigur, sigur. Le uiți, mai ales tot soiul de colegi din străinătate. Unii care, faină, cei cu care am fost coleg un an, evident că nu îi uiți, da. Cei care, nu știu, îi vedeam la ceva evenimente și interacționam o zi și făceam așa o poză de grup să ne aducem aminte. Nu mai știu, știu că la un moment dat am găsit, a fost la un seminar studențesc în Sengală, în Elveția și nu mai aveau ăștia unde să ne culci. Și am culcat pe jos eu și un american la unii pe acasă și am făcut poză cu ăla, nu știu, când ne trezisem, râdeam, eram cu gura până la urechi și acum l-am căutat după nume și e CEO la nu știu ce firmă de până America. Wow. Da, asta e o parte frumoasă a călătoritului. Într-adevăr, întâlnești fel de fel de oameni. Aveam aici o întrebare, acum că ai venit, pică la fix, era undeva mai jos în acest mini desfășurător pe care mi l-am pregătit, pentru că recunosc că am foarte multe lucruri să te întreb. În călătoriile tale ai întâlnit un alt Cezar, Dumitru? Cu același nume? Sau... Nu cu același nume. Dacă ai întâlnit un alt om ca tine, care să călătorească, da, atât de mult. Da, sunt mulți. Sunt și în România. Sunt unii în România care au mai multe țări la activ decât mine. Și vă întâlniți din întâmplare sau aveți un grup al celor care călătoresc? Suntem pe Facebook, ne mai vedem, fie aici, fie am mai și călătorit împreună. Sunt niște oameni în România care își doresc să vadă toate țările lumii. Din câte știu, există cineva care a văzut toate țările lumii. Și mai sunt câțiva care sunt aproape. Obiectivul meu nu e să văd toate țările lumii. Eu vreau să văd lucrurile care cumva mă interesează dintr-o anumită perspectivă. Așa, probabil, dacă aș fi vrut să văd și toate țările lumii, probabil aș fi văzut deja. Ai reușit până acum, da. Dar nu țin de aparat. Uite, de exemplu, mie îmi place să mă întorc, să văd ce s-a mai întâmplat. Sau, nu știu, mă duc într-o anumită țară, uite, o țară ca India. Într-o țară ca India, ca să vezi o țară ca India, nu știu, trebuie să stai un an. Deci, da, te întorci și poți să vezi niște lucruri foarte diferite. Sau pur și simplu mai evoluat. Uite, acum o să plec în Uzbekistan la sfârșit de septembrie. E a treia oară când ajung în Uzbekistan, dar ultima oară a fost acum 9 ani. Față de acum 9 ani a căzut, mă rog, a murit șeful pe viață. E altcineva. Am înțeles că sunt niște reforme radicale, schimbări foarte mari, investiții enorme în turism.
sunt curios să văd cum arată Uzbekistanul. Să fie interesant să descoperi, sigur că da. După 9 ani. Există de asemenea țări care se schimbă foarte rapid. Uite, de exemplu, prima oară am fost în Paris în 1991. Am fost și acum de anul nou. E cam același. Nu s-a schimbat imens. Nu știu, că a apărut internetul. Aveau problemă cu gunoaiele și în 91? Da, erau probleme cu gunoaiele și atunci. Deci erau și atunci probleme. Iată că nu descoperim noi ceva nou. Cezar, dacă ar fi să te întorci în timp atunci când ai început aventura asta cu călătorie, sau ai putea să-ți trimiți cumva un mesaj pe WhatsApp sau un SMS celui de atunci care erai, ce sfat ți-ai da? Care i-au de zis să... Keep going. Nu. Keep going. Da. Să nu te oprești. Keep going. Nu cred că din punct de vedere călătorit am avut niște pierderi sau niște lucruri care, măi, dacă aș fi făcut altfel, aș fi făcut nu știu ce. Am avut ocazia să plec la o bursă în America, la un moment dat. Mă rog, nu era, trebuia să aplic, trebuia să nu știu ce, probabil m-aș fi dus, dar am preferat să rămân în țară și, sincer, îmi pare mai bine. A fost mai bine. Acum consider cu mintea de acum, consider că a fost alegerea potrivită. Da. Ce simți că s-a schimbat în lume? Eu am notat aici 15 ani, dar sunt vreo 30 de ani. Da, prima oară și în țară din 91, 33. Cum percepi tu că s-a schimbat? Ce s-a schimbat în lume în acești 30 de ani? Din punct de vedere al turismului, a devenit mult mai democratic. Ok. Datorită apariției companiilor aeriene low cost, care acum operează în întreaga lume, este mult mai ușor să călătorești și mult mai ieftin. De asemenea, veniturile la nivel global au crescut enorm. Față de 1991, China a scos 1 miliard de oameni din foamete. Și nu i-a scos, i-a trimis și în călătorii. Da, sigur. Deci în aceștia 1.750.000.000 au posibilitatea să se ducă cel puțin o vacanță. Dacă am fost pentru prima oară în Thailanda în 2003, erau numai turiști albi. Atât. Mai erau din când în când niște grupuri de japonezi, că nu, japonezii se îmbogățiseră mai de mult și atât, zero. Acum, când am fost ultima oară în Thailanda în 2019, am fost un an înainte de pandemie, dacă mai vedeai cât un turist alb așa într-o mare de asiatici, ce, a, uite, ăsta e unul de-al nostru, ne și pupam. Mă rog, numărul de turiști alb a rămas constant, în timp ce chinezii, care probabil erau 1000 de turiști cu 30 de ani, acum sunt de 10 de milioane. Sigur. Deci, pe lângă că au crescut venituri la nivel global și din multe țări foarte nedezvoltate acum 30 de ani, prețurile de transport au scăzut radical, da, radical, și de asemenea oportunitatea de informație. Deci acum stau să mă gândesc, eu când am plecat în Olanda în 1991, chiar dacă aș pleca pe planeta Marte, aș ști mult mai multe despre planeta Marte decât știam despre Olanda în 1991. Și tu aveai de unde să te... în anii 90, de unde te informai? Cum te informai? Erau almanahele alea? Reviste de turism au apărut mult mai târziu și internet, deci, nu mai vorbim. Internet. Eu cum călătoream în Occident, exista un sistem foarte bine pus la punct de birou de turism, care de cele mai multe ori, nu întotdeauna, dar 90% din cazuri, era un gara. Am călătorit foarte mult cu trenul. Există și acum un abonament de tren care se cheamă Interrail, care îți dădea, pe vremea aceea era unic, îți dădea libertate de mișcare în toată Europa. Acum se e și pe țări, e și pe număr de zile, acum e o întreagă complexitate. Dar atunci era unul, one size fits all, o lună, toată Europa, la revedere și bonjour. Și am acest Interrail și știam, adică auzisem de niște orașe, habar n-aveam exact, adică poate în unele locuri știam, nu știu, mă știam la Paris, numai că știam de Turnul Eiffel, de Louvre, de Champs-Élysées. Din cărți, poate, și din romane până la urmă. Da, uite, de exemplu, mă duceam la Aachen, că vorbeam, Aachen era primul oraș german de unde eram eu student, de master, era 40 de km. Habar n-aveam ce în Aachen, n-aveam nici cea mai vagă idee. Dar auzisem de Aachen, știam că e un oraș frumos, mă duceam la, luam trenul, mă dădeam jos din gara din Aachen, mă duceam la biroul de informații turistice, îi am dădea o broșură, îmi făceau niște recomandări, dacă voiam chiar îmi rezerva un hotel, că pe atunci nu era așa ușor să-ți rezervi un hotel. Și cu
cu broșura mână, mă duceam și vedeam, a, trebuie să vezi domul, trebuie să vezi piața centrală, vezi că e muzeul ziarelor, vezi că e muzeul nu știu care și așa, și așa mai departe. Și sunt nicio formă nu stăteai la cozile de astăzi? A, nu, la, când intram la Louvre nu era nimeni sau la Granada sau... De-astea care treacă, nu-ți rezervă... Erau grupuri de americani, poate, sau... A, nu, de obicei erau intrare separată. A. Grupurile aveau intrări separate. A, ok. Dar, nu, nici nu s-a pus vreodată problema, că... Adică, acum, când am intrat prima oară la Muzeul Vatican, eram în plină vară, gen august, sezon de mega vârf, acum nu știu, cred că trebuie să-ți rezervi cu 2 ani înainte. Da, e... Nu cred că am stat la coadă mai mult de 10 oameni. Mai ales după pandemie, lumea s-a trezit în fața acestui fenomen numit turism de masă. Nu știu, unii experți folosesc termenul de revenge tourism pentru că au stat în casă 2 ani sau cât au stat în țară, nu în casă. În casă au stat mai puțin. Însă acest turism de masă, iată că vine și cu o serie de efecte negative. Cum percepi tu acest fenomen de turism de masă în ultimii ani? Nu, pe de o parte bine că se poate călători, pe de o altă parte este un impact negativ asupra comunităților locale. Anumite orașe, cele mai successful, cele mai interesante, cele mai comercializate, cele mai marketizate, nu se mai poate trăi, simplu. Veneția era un caz încă și acum 30 de ani, nu prea mai erau locali, nici că nu prea mai aveau unde să locuiască, oricum prețurile erau mari. Da, își permiteau, da, să mai închirieze. Toți se mutaseră în afara orașului, mă rog, veneau ziua că munceau acolo, că erau ospătarii, bucătarii, hotelieri, etc., etc. Și Veneția cumva mi-a dat o idee asupra ce urma să se întâmple în foarte multe destinații. Da, te duci, nu știu, în Barcelona, nu mai vezi localnici. În principal loc. Locul care nu se întâmplă încă la București sau, să spunem, la Brașov. Suntem departe. Da, asta s-a întâmplat chiar și vorbim de niște măsuri luate anul ăsta, nu de acum câțiva ani. Deci în Barcelona se discută să interzică închirierea apartamentelor în sistem hotelier, acele Airbnb-uri și pe Booking. Veneția, știe toată lumea că s-a impus acea taxă pentru turiștii de weekend, iar inclusiv autoritățile din Grecia vorbesc să limiteze vasele de croazieră care acostează în Santorini. Pentru că și Santorini a devenit imposibil de vizitat, mai ales în perioada de vară. Dar crezi că acest tip de măsuri sunt un răspuns, nu știu, potrivit? E cam unicul pentru anumite destinații. Da, poți să spui că încerci să crești alte destinații. Dar imensa majoritate tot o să vrea să vadă Barcelona, Roma, Veneția la un moment dat în viață. Sigur. Toată lumea o să vrea să vadă cum a pus un Noia din Santorini, de exemplu. Deci am fost prima oară în Santorini în 2016. Era vară, sau 2015, când era povestea cu Grexitul, că se prăbușește Grecia, că nu mai e de mâncare, atunci, că este un dezastru, că e o nenorocire. Și atunci agențiile de turism din România, pentru care Grecia reprezintă principala piață de destinație, speriați că pe toate televiziunile spunea că grecii mor de foame, sunt cadavre pe străzi, sfârșitul lumii, ies din euro, totul se prăbușește. A luat 100 de ziariști, oameni de televiziune, de presă, de nu știu, și inclusiv blogger și așa mai departe, să ne ducă în Grecia să ne arate că nu se moare de foame. Da, sunt niște restricții. Grecii nu mai puteau să scoată decât o anumită sumă cu cardul. Da. Dar tu, ca străin, cu bancomat, cu card străin, puteai să scoți cât vrei tu. Mă rog, normal, bancomatele aia vedeau de unde venea. Dacă era card de Grecia, pac. Dacă e card de România, puteai să scoți cât vrei tu. Mă rog, cât are limita cardul respectiv. Am ajuns în Santorini și ne-a cazat pe undeva pe lângă. Era full, deci nu se simțea, mai ales pe insule, nu prea se simțea criza. Acolo erau foarte puțini greci și extrem de mulți turiști care aduceau bani. Da. Dar am fost cazat în Santorini lângă aeroport, care se spunem în partea estică, nu pe partea turistică, ci pe cealaltă parte, nu e sus pe deal. Și am făcut de la aeroport, am închiriat o mașină, de la aeroport până la Oia am făcut 2 ore, sunt 8 km. Absolut orice se putea mișca pe șosea. Era acolo, de la triciclete la, nu știu, tancuri nu erau, dar erau și 2 Hummer, adică puteți să te plimbi liniștit și cu tancul. Da. Iar acolo, la celebru apus de soare, este, frate, te călcai în picioare. Da. Și în plus erau și o groază de asiatici care erau o modă să-ți ceri iubita în căsătorie fix acolo.
Lucru care trebuia să fie filmat de cel puțin 3 operatori video. Deci mi-am cam erau operatorii video unii peste alții. Adică la un moment dat ăștia veniseră nu numai cu operatorul video, ci și cu omul pe umerii căruia stătea operatorul video, că ăla să poată să filmeze ceva. Sigur, peste capetele oamenilor, sigur. Plus, da. Cred că s-au ciornit vreo 10 drone deasupra, că erau mult prea multe. Și vorbim de 2016, că nu prea erau drone. Era un circ întreg, așa că da, ce-am făcut? M-am dus în 2020, în pandemie. Super. Pustiu. Cum? Deci m-am dus la apusul de soare, eram 5-5. Superb. Cu 5 ani înainte erau 10.000 de oameni. Da, chiar și în extrasezon, în luni considerat extrasezon, tot este aglomerat acolo. Da, da, da. Oamenii nu vin în Santorini pentru plajă sau vin pentru altceva acolo. Și sunt acele străduțe mici în Santorini, unde nu te poți, efectiv nu te poți opri să admiri un magazin sau să admiri o vitrină sau pentru că vine valul. Da, vine valul de oameni din spate și nu poți, uh-huh. nu poți să stai acolo. În ultimii ani, apropo că spuneai de drone și operatori, în ultimii ani, grație YouTube-ului și a camerelor video care au devenit tot mai accesibile și telefoane, avem acum telefoane cu camere video superbe, au apărut o mulțime de creatori de conținut în zona asta de turism. Majoritatea postează pe rețele de socializare, dar mai ales pe YouTube. Urmărești vloggeri de travel? Da, sigur. Poate chiar și cunosc personal. Mă uiți pe Cătălin de la Backpack Your Life, pe Hai Huin 2, pe Ralu și Cristi și Ralu, de fapt. Nu, urmăresc mai mulți. Pe Marian îl mai urmăresc din când în când. Acum, și cât timp călătoresc, eu nu stau cu nasul în telefon. Mai stau un pic să mai postez și eu vreo două poze și la revedere. Dar în rest, mă uit la știri. Zilnic mă uit la știri, că sunt cele politice de sport și alea de turism, vize și așa mai departe care mă interesează. Întotdeauna urmăresc știrile locale. Adică când mănc într-o țară, încerc să înțeleg care e discuția, ce se întâmplă, care sunt problemele respectivei țări. Dar nu stau cu nasul în Facebook și așa mai departe. Da, când vin acasă am mult de muncă să sortez pozele. Sigur. Și încerc să fac să le termin, să le sortez înainte de a pleca în următoarea destinație, dar atunci mai stau și mai văd ce mai face unul, ce mai face altul. Și bănuiesc că intri și nu doar citești știrile, intri și în discuții cu localnicii, că așa prin perspectiva lor descoperi cu adevărat ce se întâmplă Depinde de țară. Depinde de țară. Sunt țări în care nu e bine să discuți, nici, mai ales pentru ei. Și de unde știi dinainte care sunt țările sau descoperi acolo evident, la fața acolo. Evident că știu dinainte. Da, interesant. Cezar, ai vizitat 149 de țări. Dacă ar fi să alcătuiești un top 3 al celor mai frumoase locuri pe care le-ai văzut, care ar fi acesta? Știu că e extrem de dificil. Nu e dificil, este imposibil. Și zic și de ce. Sunt locuri care nu au nimic comun cu altul. Deci cum poți să... Că spui că Bali e mai frumos decât Tibetul. Nu au absolut nimic în comun. Deci dacă trebuie să stabilești anumite chestii, trebuie să stabilești anumite criterii. Niște criterii, hai să spunem, obiective. Când călătoresc, sunt niște criterii subiective. Și acele criterii subiective pot să fie de felul în care te simți, că ești obosit, că ești sictirit, că te-ai certat cu nu știu cine, sau ești fericit, încântat, e soare, whatever. Și pot să fie și... condiții meteo. Deci una este să te duci să te plouă în spume, să fie cerul negru și să te blestezi, și alta este să fie soare frumos, cald, să te plimbi. De aceea o să auzi pe unii că o să spună, bă, am fost nu știu unde și era absolut îngrozitor. Și mă rog, locul ăla să zic că mi-a plăcut. Și pe dacă încep să întreb, de fapt afli că respectivul s-a certat cu iubita. Sau că a avut o durere de burtă îngrozitoare, că, mă rog, a mâncat nu știu ce. Sau că nu mai dormise de 3 nopți, că, nu știu, schimb de fus orar sau Dumnezeu. Sau pur și simplu n-a putut să doarmă. Deci nu poate să existe niște criterii obiective. Cum am spus, nu pot să compar Tibetul cu Baliu. Două locuri care mi-e plac foarte mult de altfel, dar sunt extrem de diferite. Nu pot să compar Marea cu Muntele. Nu pot să compari chiar și orașele istorice. Care poate să fie mai frumos? Sighișoara sau Cusco? Nu vreau nimic în comun, da? Îmi plac amândouă. Deci de aceea eu încerc să evit să fac astfel de topuri, dar pot să spun niște, nu știu, top 15 țări care sunt la corazon sau top 15, nici măcar 15 țări care sunt la corazon sau 15 orașe istorice, cumva să le bag într-o anumită căldare. Adică nu o să pot să compar, nu știu, Santorini cu un oraș istoric, uite cum e Obiduș, care era fix acum în Portugalia, care era acolo postat.
Totuși trebuie să fie anumite locuri care ți-au rămas așa la inimă, nu știu, spune-ne măcar o plajă, nu știu, un Bali sau unde... Bali nu prea e plajă, acolo îți rămâne din alt punct de vedere la inimă. Uite, de exemplu, da, Bali îmi place, Thailanda și pentru faptul că a fost prima țară asiatică în care am călcat și mi-a plăcut foarte mult și, mă rog, asta m-a făcut să iubesc Thailanda și să mă întorc de foarte multe ori. Italia îmi place foarte, foarte mult, chiar și aglomerată. Spania, evident Olanda, pentru că am fost acolo un an. Iranul, datorită oamenilor, sunt probabil cei mai faini oameni pe care i-am cunoscut vreodată, în absolut orice țară. În ciuda propagandei globale Sunt senzațional, sunt senzațional, adică nu, inclusiv imamii mă invitau la masă. Nicaragua și Guatemala. Plac foarte mult Peru, de asemenea Peru, da, a fost prima țară latinoamericană în care am călcat, da, sunt niște locuri absolut incredibile. Etiopia e poate cea mai diversă țară și mă rog, ca în singura țară care au o anumită istorie pe continentul african, exceptând nordul cu Egipt, cu Marocul, nu știu ce, deci vorbesc de zona sub-sahariană. Pakistanul e de asemenea un loc foarte fain. Nepalul, mie îmi place foarte mult Nepalul, m-am întors de 7 ori. De 7 ori ai fost în Nepal? Da, da. Și acum 8 ore la toamnă. Urmează să pleci. Da, da. Care e cea mai înaltă altitudine la care ai urcat? 5250 Everest Base Camp în Tibet. Există două Everest Base Camp. Unul este Fort Damis. Okay. Ca mine. Pentru cei începători, da. Pentru turiști, să spunem așa. Și ceva mai încolo există Everest Base Camp pentru pro. Mă rog, ei nu sunt numiți așa, așa am numit eu. Okay. Adică pentru oamenii care se duc și stau acolo să înceapă aclimatizarea. Sunt mai multe Base Camp-uri, dar urci. Dar nu știu, dacă te duci să urci pe Everest, nu te duci, pleci de la zero și gata, mâine urcăm. Da, de obicei se stă la 5250, se stă o săptămână, două, trei până te aclimatizezi și poate începi să o iei spre Everest. Dar ca să ajungi acolo, deci există mai multe permise de Everest, în care unul este, să spunem, pentru turiști care merg până la 5250 și practic merg până la porțile. Acest Base Camp for Dummies e la vreo 3 km de celălalt sau 4 km. Poți să mergi până la celălalt, dar atât. Deci e o căsuță pe un soi de deal și de acolo nu mai poți să treci decât dacă ai următorul permis. Și următorul permis este doar pentru ascensiune, pentru Everest, că altfel n-ai ce să cauți în... Pentru că nimeni nu se duce acolo, zice, știi, eu vreau să mă duc doar până la baza 3 și să mă întorc. Ai fost imediat după cutremurul tragic din 2015, mi se pare că a fost. A fost pe partea cealaltă, a fost în Nepal. Resimțit. Adică și în Tibet s-a resimțit, dar mai puțin. În Nepal a fost unda de șoc. Eu am prins cutremurul în Nepal și anul trecut. Dar am dormit, eu de obicei dorm la cutremure. Mă rog, eram cu mai mulți, eram cu un grup. A doua zi, cutremurul a fost pe la miezul nopții sau ceva de genul ăsta. Și a doua zi dimineața am dat drumul la telefon, WhatsApp, evident aveam noi în grup. Bă, ai simțit cutremurul? Mamă, ce tare a fost. What? Imediat caut știrile. Da, fusese un cutremur de vreo 6. În Kathmandu nu lovise atât de tare, era undeva mai spre culmea, Delhi fusese lovit mai mult și erau deja 100 de morți înregistrați, așa că primul lucru am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe mama, era 5 dimineața, vezi că dacă vezi la televizor că a fost un cutremur în Nepal, da, a fost un cutremur în Nepal, dar eu am dormit. Dar vezi că Nepalul e foarte mare, e foarte lung, unde sunt eu s-a resimțit foarte puțin, este, gândește-te, tu în 7-7, una a fost la București, alta a fost la Satu Mare. Sigur. A fost vreo situație atâția ani când călătorești? A fost o situație în care să te simți în pericol cu adevărat? Nu chiar, pentru că în general încă am fac temele. Ok. În care cam fac temele unde mă duc. Evident, se pot întâmpla lucruri. Dar n-am fost în pericol. De exemplu, în 2000, atunci, mă rog, lucram pentru o companie multinațională, stăteam la hotel de 5 stele, stăteam în Swiss Hotel, care era unul dintre cele mai bune hoteluri din Istanbul. Eu m-am trezit dimineață pentru că am vrut să văd, nu văzusem până atunci Palatul Dolmabahce și, mă rog, aveam avionul undeva seara și aveam niște chestii care vreau să le văd. M-am scoat pe la 7 dimineața,
mâncat repede, check-out, lăsat bagajele de la hotel, m-am dus să văd lucruri, am bântuit, atunci nu prea exista internet, mă întorc înapoi la hotel, poliție, nebunie, trupe antiteror, intraseră nu știu ce teroriști și prinseseră ostatici în hotel. Dar tu erai în afară. Eu eram în afară. Am început să fac scandal, zic eu vreau bagajul, că eu trebuie să plec, lăsați-mă cu... Mă, a fost de fapt aproape o parodie. După aia am citit ce se întâmplase. Da, erau niște unii, cred că erau ceceni sau nu mai știu ce erau, care dau la niște ostatici, care cerau nu știu ce, eliberare altor colegi și până la urmă, nu mai știu, au ajuns la pace. Și erau două conferințe de presă în două săli, evident, fiind un hotel de 5 stele cu multe săli de conferință, era una lângă alta. Și în dreapta era poliția care spovestea, mamă, cât au negociat și nu știu ce. Și în sala de conferință din stânga erau teroriștii care spuneau ce vor. Și după ce s-a terminat conferința de presă, a venit poliția, a arestat pe ăștia și au plecat. Ne-au pierdut avionul. Senzațional. Și au pierdut avionul. Nu mă interesează de atentatele voastre. Dați-mi bagajul. Și până la urmă s-au dus pe doi băieți de la antitero cu, mă rog, hârtiuța aceea cu bonulețul care ți-l am venit, mi-a dat bagajul și am plecat la aeroport. Da, interesant. Deci, practic, n-ai simțit niciodată, nu știu, un control mai dur într-un control de securitate sau... A, adică controale sunt, dar pericol... Chiar să-ți fie pericol, așa teamă. Nu mi-a fost frică. Deci, au zburat Tomahawk-ul peste capul meu în 99, în război, în fostă Iugoslavie. Nici măcar atunci nu ți-a fost frică. În mod normal, erau bine trase. Ceea ce era nasol era că te sculau noaptea. Adică în momentul în care zburau în Tomahawk peste Tirana, zângâneau toate geamurile în oraș. Adică multe geamuri nu prea mai rămăseseră. Da. Atunci explodase business-ul cu termopane. Că ăștia, mă rog, erau ca toate țările comuniste doar geamuri de sticlă. Se spărseseră foarte multe. Oricum aveau noroc că era vară, deci puteau să trăiască liniștiți cu fără geamuri. Dar pentru toamnă, iarnă aveau nevoie de geamuri. Așa că erau peste tot reclame la termopane. Da, vezi, fiecare cu povești. Tu povestești cum îți treceau tomahawk-urile pe la cap. Alții povestesc alte lucruri. Ai avut nevoie vreodată de ambasada României? În primul rând, îți notifici prezența când călătorești în țări mai, nu știu, Tajikistan, Uzbekistan, Nepal, nu știu, îți notifici prezența la ambasadă? Nu mi-am notificat-o niciodată. Am telefon, mă rog, acum primești automat SMS, indiferent de țara în care ajungi, în care îți dă numărul de telefon și așa mai departe. N-am avut niciodată probleme, n-am avut niciodată nevoie de ambasadă, nu mi-am pierdut pașaportul, nu mi-am pierdut buletinul, nici cei cu care am fost. O singură dată cineva și-a pierdut, i s-a furat pașaportul, dar mă rog, s-a dus de capul lor. Noi eram în Cartagena, în Columbia, ambasada era la Bogota, am zis la poliție, a dat o hârtie care să certifice, a sunat la Bogota, a zburat la Bogota, noi nu trebuie să ne întoarcem la Bogota. Și și-a rezolvat și a luat foaia de drum, s-a întors acasă. Dar am înțeles că totul a fost foarte ok și foarte prompt și foarte rapid. De asemenea, a mai fost cineva tot așa care i s-a furat pașaportul în Kenya. Și s-a dus la ambasada României din Kenya și, mă rog, i-au dat foarte prompt foaia de drum. Și știu de asemenea, mă rog, până în 2007 puteai să ai probleme mari. Pentru că, evident, nu există ambasade României peste tot în lume, nici măcar Statele Unite nu au în toate țările lumii câte o ambasadă, sau Marea Britanie. Sau. Dar acum te poți duce la orice reprezentanță a Uniunii Europene. Interesant. Și bine și util de știut. Nici România nu o să-ți dea pașaport, că n-au ăștia pașapoartele băgate în debara și ați primit pașaportul, dă-mi o poză. Nu. Îți dă o foaie de drum, pe baza acelei foaie de drum trebuie să te întorci acasă. Te poți întoarce acasă ca și cu mai un pașaport. Această foaie de drum, nu știu, de exemplu, cum am fost în Tajikistan, Kârgâzstan, în caz de Doamne ferește, mă duceam la consulatul Germaniei sau a Franței sau a Italiei sau a cui o fi fost pe acolo, îmi dădeau o foaie de drum și cu ea mă întorceam acasă. Câte pașapoarte ai? Eu am selectat și o poză și la un moment dat a fost pe ecran. 12 sau 10, nu mai știu, nu le-am numărat, dar le-am pe toate. 12 sau 13 pașapoarte am văzut la tine pe Facebook. Din crezi 96 că... cred că le-am schimbat odată la 2 ani. În 97. E pașaportul românesc puternic atunci când călătorești în lume? Oh, da, e foarte puternic. În afară de
Statele Unite, Australia și Africa de Sud, în rest e cam la fel ca pentru orice țară, să spunem, bogată. Pentru că în momentul în care noi suntem parte a Uniunii Europene, în momentul în care o anumită țară ridică nevoia de vize sau face niște facilități, gen visa on arrival sau e-visa sau Dumnezeu știe ce, de obicei le face pentru toată Uniunea Europeană. Uite că vorbeam de Tajikistan, că am fost acum în Tajikistan. La 1 mai noi nu mai avem nevoie de vize. Pentru că Tajikistanul s-a gândit că să dea la toată lumea din Uniunea Europeană. Până atunci a dăduse la, nu știu, la 6 țări sau la 7 țări și după aceea au zis, gata, vrem să promovăm turismul, nimeni din toată Uniunea Europeană nu mai are nevoie de vize. Mai sunt țări din Africa care încă respectă acordurile încheiate pe vremea lui Ceaușescu? Era Tanzania, dar nu mai e. Tanzania a ridicat nevoia de viză pentru toată lumea. Dar prima oară când am fost în Tanzania, să eram în 2006, cred că în afară de vecinii Tanzaniei, gen Kenya, Mozambic și așa mai departe, doar noi nu mai aveam nevoie de viză. Diferența între noi și alte țări, inclusiv ale Uniunii Europene, era faptul că noi nu plăteam, pentru că ei dădeau viza on arrival, care costa $50. Deci okay. Când am intrat în Tanzania, am intrat pe graniță rutieră, am trecut din Kenya în Tanzania, stăteam acolo la coadă, eram plin de spanioli. Spanioli, $50, $50, România, ok, thank you, ștampilă, să uitam. Și uitam spanioli, da, deși spanioli. Păi, voi de ce nu plătiți? Zic că era, Ceaușescu a fost prieten cu Nierere și pe ăștia n-au zis că Ceaușescu a fost împușcat. Și au continuat să avem aceste... Să păstreze acordul, ei și-au da, păstrat partea lor de înțelegere. La fel a fost și în Zambia. Cred că foarte mulți ani erau doar patru țări ale Uniunii Europene care nu aveam nevoie de vize, inclusiv noi. Ceaușescu era bun prieten cu Kaunda, parcă îl chema pe dictatorul zambian. Dar acum din nou, Zambia a ridicat vizele pentru foarte multe țări ale lumii, inclusiv pentru toată Uniunea Europeană, deci nu pot să zic că mai avem un atu în plus. Am mai fost la un moment dat în Vietnam, nu mai știu dacă mai e așa, că n-am mai fost de mult în Vietnam. Noi nu plăteam viza pentru că noi fusesem o țară care ajutasem în război. Deci aveam nevoie de viză, dar spre deosebire de alte țări nu se plăteau pentru că i-am ajutat în facilitate. Exact. Așa Laosul, de exemplu, tot așa, dă viza on arrival la toată lumea. Dar cetățenii ruși nu au nevoie de... Nu trebuie să plătească din nou, că Uniunea Sovietică i-a ajutat în război. Bănuiesc că e interesantă experiența, mai ales dacă călătorești în partea unui grup mixt și vezi că sunt diferite reguli pentru diferiți oameni din același grup când intri într-o țară. Nu neapărat că ești într-un grup. Poți să fii într-un grup, dar pur și simplu stai să mă uit. Zic, nu știu unde mă urmă, când la o să văd, am nevoie sau nu am nevoie de viză. Mă uit și văd că, băi... Întâmplător, Liechtenstein nu are nevoie de viză. Păi, deci nu are nevoie de viză Liechtenstein. Și dacă am timp și studiez, încerc să înțeleg de ce Liechtenstein nu are nevoie de viză, dar sunt informațiile de pe site-ul mai actualizate? Foarte rar și foarte târziu. Foarte rar și foarte târziu. Știu unde sunt realmente actualizate, nu știu cine le face, dar jos pălăria ce se întâmplă acolo pe Wikipedia. Deci tu dacă vrei te duci, nu știu, în Lesotho, vrei să știi dacă trebuie sau nu viză, spui Visa Policy of Lesotho, pui în Google, îți apare site-ul respectiv și acolo ți-l dă și foarte, foarte actualizat. Și o să vezi ce țări le trebuie viză, ce țări le viza on arrival, ce țări se poate cui viza, cine n-are nevoie de viză. Pentru absolut toate țările lumii. Deci mai nu e neapărat nu, o sursă. Nu e. Care țara în care a fost cel mai greu să intri? Una în care a putut să intri cu mâna în buzunar. Italia. Serios? Cum? Italia. Trebuie să ne povestești asta. Cât timp am fost eu în Olanda? Am fost rezident olandez, aveam rezidență. Okay. Pe baza ștampilei aia de rezidență în pașaport, mi-a dat toată lumea viză. Pe vremea nu era Schengen, Schengen a apărut în 95, 3 ani mai târziu. Da. Deci trebuia să iau viză de Germania, de Austria, de Franța, de Italia, de nu știu, Spania, de absolut fiecare țară, mai puțin Benelux. Benelux era un mini Schengen și era de ani de zile. Și toți mi-au dat, și elvețienii, și francezii, și nemții, și toată lumea, italienii nu mi-au dat. M-am dus, am aplicat la ambasadă, poate așa nu exista internet și e-mail-ul și nu știu ce, te duceai frumos, aplicai, m-am dus, era consulatul de la Rotterdam. Ai zis, da, nicio problemă, veniți peste o săptămână, reject. De ce? Reject. Păi zic, știi, sunt rezident al Olandei, reject. Bine, așa că nu m-am dus în Italia, mă rog, în
copilărie, să spunem, Italia a fost unul dintre visele mele, pentru că muzica italiană atunci era la mare modă, dar, sigur, mă rog, pentru mine era la mare modă fotbalul italian, care, nu, Calcio, campionatul italian de fotbal, atunci era cel mai important din lume, cele mai mari vedete ale lumii acolo jucau. Și apoi fusese campionatul mondial de fotbal din Italia, în care avusese și noi anumite rezultate în 1990. Da. Plus, Italia e un muzeu în aer liber și toată lumea știa că sunt un milion de locuri de vizitat. Și dacă mă întrebai înainte de a pleca în Olanda care erau țările în care realmente mi-aș fi dorit să fi mers, ar fi fost Elveția și Italia. Elveția datorită lui Heidi. Care, okay, de fapt, Heidi nu e elvețian, că Heidi este austriacă, dar pentru mine credeam că e din Elveția, o asociam cu Elveția. Și vreau să văd acei munți senzaționali și orașele acelea istorice ale Elveției și Italia pentru calcio și pentru, mă rog, istorie, pentru toate orașele acestea absolut fantastice. Ei, și am reușit să iau o viză de Italia, de fapt o viză de tranzit, de două zile mi-au dat ăștia, doar pe baza unei invitații și a vizei de Franța. Deci eu știam pe cineva în Franța, aveam niște prieteni în Franța, ei mi-au trimis invitație, mi-am luat viză de Franța și pe baza lui m-am dus la consulatul italian. Consulatul italian era pe undeva pe lângă aviatorilor. Cred că mai fi pe acolo. Pe lângă statuia aviatorilor, nu stația de metro aviatorilor. Între statuia aviatorilor și Mihalache, acolo. Deci acolo era definiția haosului. Deci definiția haosului era în acel. De se intra, toată lumea intra, ieșea pe uși, pe geamuri, pe nu știu de ce, literalmente am intrat pe geam. Deci eram, mă rog, cu prietena mea de atunci, era destul de puternică, m-a ajutat și am sărit pe geam care era undeva între parter și etajul 1. Și bântuiam eu pe acolo până cu pașaportul meu și cu pașaportul ei și cu, mă rog, formularele și cu pozele. Deci, literalmente, se băteau, era o întreagă nebunie și nu era nicio coadă. Fiecare intra cum voia, împingeai, dădeai capte în gură, eu de-aia am sărit acolo. Și la un moment dat am deschis o ușă și am dat peste unul care întâmplător era consulul. Și l-am întrebat că ce caut. Ei, și spre stupefacția lui, eu vorbeam engleză, nu vorbeam italiană. Și deci acum nu pot să zic că vorbesc italiană, înțeleg italiană, dar dacă am zis cu italiană, vorbesc în engleză. Și mă întreabă ce vreau. A zis că vreau o viză. Zice, băi, du-te nu știu unde. Băi, zic, e coadă, e haos, e nebunie. Zice, ai invitație? Zic, nu, uite, am viză de Franța, cu invitație de Franța. Zice, du-te la Germania. Și că nu, se poate ajunge în Franța și până în Germania, evident. Și zic, stai înțeleg, că eu trebuie să mă duc la Grenoble. Și dacă mă duc cu trenul de și la București, costă 84.312 până Italia și 114.273 până Germania. Păi tot la mine? Ok, bine. Ai s-a părut un argument logic, ne? Și zice, ok, bine, dă-ne încoa. Bă, pus ștampila, cred că cu ștampila, sticker, nu erau niște sticker, au pus erau niște sticker, semnata ștampila, a zis, you have due giorni, ciao. Ei, eu nu vreau să stau due giorni în Italia. Două zile, Dumnezeule. Două zile, ce să faci două zile. Așa că am început să studiez cum pot să intru în Italia fără să fiu văzut. Italia avea graniță cu Slovenia, care era super înarmată, erau pline de soldați, apărată de toate, pentru că era și războiul din fostă Iugoslavie și se apărau de refugiați. Spre Elveția știam că se controlează zdravă, spre Austria de asemenea, că erau mulți care încercau să intre în Italia până Austria. Și m-am gândit eu, băi, singura variantă ar fi până Franța. Deci, practic, eu să mă duc în Franța așa și să trec pe partea ilaltă. Ei, și am un prieten olandez. Care omul a călătorit, sau mă rog, acum nu prea mai călătorit, că el de vreo 10-15 ani locuiește în St. Martin și pe acolo e mai greu să călătorească. Dar cel puțin în perioada aia călătorea de 100 de ori mai mult decât mine și știa, călătorea aproape non-stop. Și știa toate treburile. Și am întrebat, doamne, cum pot să trec eu din Italia, din Franța în Italia, fără să mă vadă ăștia? Și mi-a zis, bă, părut ieri nu se poate, că controlează absolut toate mașinile, zice, pe feroviar. Dar vezi că există o stație care se cheamă Ventimiglia, care este prima gară italiană. Cam toate trenurile se opresc care vin din Franța, se opresc în Ventimiglia. Deci aia este stația terminus, lumea se dea jos, trece pentru un coloar în care sunt controlați absolut toți și după aia intră în Italia. Deci vezi că sunt două trenuri care opresc în Ventimiglia, dar nu este stația terminus, se duc mai departe. Ia unul din astea și ia-le pe unul care trece ziua, nu noaptea. Pentru că noaptea se controlează ziua mai puțin. Mai lasă și italienii, da. Și zic, al doilea lucru, trebuie să arăți ca un italian. Zic, băi, tu așa faci, nu poți să te dea un italian, dar trebuie niște elemente. Și elementele astea sunt ochelari
Dolce & Gabbana, tricou de nu mai știu care și să citești, da, ochelari Dolce & Gabbana, evident am găsit în Talcioc, Dulce evident, și Gabbana, să citești gazeta de la Sport și să ai o pachetă de țigări Mese, Monopoly del Stato. Și asta ai făcut? M-am dus, deci înainte de a trece în Italia, m-am dus în Monaco, am vrut să vizitez Monaco. Am găsit, evident, gazeta de Sport, că se găsea în absolut orice chioșc de ziare și pe vremea aceea erau foarte multe chioșcuri de ziare. Ochelarii Dolce și Gabbana mi luasem din Talcioc din România cu 5 lei. Problema era Monopoly del Stato. Nu am găsit, intram la toate tutungerile și au spus, nu, la noi în Franța și în Monaco nu se vinde, se vinde doar în Italia. Și mi-am gândit, căutam, mă rog, mergeam pe acolo și deodată văd un pachet de Monopoly de Stato aruncat lângă coșul de gunoi. Deci probabil un italian a aruncat așa. Da. M-am să imediat am luat ăla Monopoly de Stato, l-am aranjat să arate bine cu tare, am intrat în prima tutungerie, mi-am cumpărat cele mai ieftine. Eu nu fumez, deci am cumpărat cele mai ieftine țigări și ai băgat acolo Golos Caporal, am umplut jumătate și pe urmă, când am intrat în mă rog, eram cu prietena mea de atunci și ea avea tot ochelari Dolce și Gabbana, ea trebuia să citească revista Gente. Și stăteam acolo, eu citeam gazeta Sportia și citea gazeta Gente, amândoi cu ochelari de soare și eu aveam aceste țigări cu care mă jucam. Și au trecut pe lângă mine, cred că de zeci de ori, erau tot soiul de poliții. Poliția doganieră, poliția stradale, poliția... Da, italienii au 7.000 de poliții. Au 7.000 de băi, da, nimeni nu ne-a întrebat. Nimeni nu ne-a întrebat. Deci recuzita a funcționat. Da. Fabulos. E o poveste fabuloasă, da. Deci, într-adevăr. Italia, deci nu Italia, e deci țara, deci ai călătorit în Afganistan, Italia, în Tajikistan, în Uzbekistan, în Tibet și Italia a fost în țara în care a intrat. Apropo de călătorii, în viitoare, în care este țara cu numărul 150? Nu știu. Este foarte posibil să fie Libia. Libia? Da. Ok. Dar nu știu. Apropo că ai menționat Afganistan, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem doar puține minute. Eu mi-aș fi dorit să dureze mult mai mult, poate o să mai vii la o ediție viitoare. Am văzut că ai fost în Afganistan recent. Da, în aprilie. Cum arată țara după plecarea americanilor? La fel ca înainte de plecare, cât timp erau acolo. Nu s-a construit mare lucru și nici nu s-a demolat mare lucru. Deci singura diferență este că este sigur. După 45 de ani poți să mergi dintr-un colț într-altul al țării fără să-ți fie frică că sar în aia, că te împușcă cineva sau că te ia prizonier ostatic, lucruri care nu s-au mai întâmplat în ultimii foarte mulți ani. Inclusiv în perioada de ocupație, ocupație. Nu, din 79, de când i-au atacat rușii. N-a existat. Poate în prima perioadă talibană, dar nici atunci nu era chiar lucrurile puse la punct. Trebuie să te gândești că talibanii s-au bătut cu americanii. Da. Au plecat americanii, nu mai au cu cine să se mai bată. Mai au cu cine să se mai bată, ei se bat cu ISIS-ul. Ei au fost dușmani cu ISIS-ul. Inclusiv când se băteau cu americanii, se băteau nu numai ISIS contra americani și taliban contra americani, se băteau și între ei. ISIS-ul a cam fost chilărit pe acolo, în Afganistan, adică talibanii au cam făcut felul. Mai există, deci mai există rețele, mai există atentate, aici colo, a fost chiar și un atentat asupra unor turist străin acum la vreo lună după ce am plecat noi. A fost singurul de fapt de când au preluat talibanii puterea, dar pe ansamblu nu este safe, adică economia e la pământ, pentru că economia cum era pe perfuzii. 80% din bugetul național venea direct bani de la Uniunea Europeană, Statele Unite, Japonia, diversi donatori. O infuzie mare de capital. Plus au venit talibanii și au interzis producția de popi pentru droguri. Deci le-a interzis pur și simplu. Deci a fost o criză globală până în 2022 de cocaină, de opium, de numai știu ce. Da, Afganistanul e principalul exportator. Deci gândește că dintr-o dată 20-25% din produsul intern brut a fost ras. Pentru că n-au mai făcut oamenii popi și porumbul e mult mai puțin. Sigur. Și americanii lăsau. Da, nu, toată lumea lăsa, nu, și rușii lăsau și toată lumea le lăsau. Și talibanii, de fapt, erau băgați în businessul ăsta, pentru că nu, toată lumea trebuia finanțare. Dar când au venit la putere, au spus, Coranul zice nu, nu. Deși înțeleg că poți să fii pedepsit mai rău dacă te prinde cu alcool decât cu droguri, dar și în ambele cazuri te pedepsesc. Ok. Cezar Dumitru, te-ai gândit vreodată să scrii o carte? Da, m-am gândit de multe ori. Problema e că nu prea am timp, pentru că
Ideea este de a scrie o carte, ar fi o carte de povești de călătorie, de amintiri de călătorie. Dacă te uiți la mine, articolele de pe blog sunt în general cu foarte multe informații. Aceste informații sunt, nu sunt perene. No, ce e astăzi nu mai e mâine. Dacă acum 4 ani, dacă aș fi scris că cele mai greu de obținut vize din lume sunt Arabia Saudită, Algeria, Pakistan și Guinea Ecuatorială, acum o să spun Guinea Ecuatorială on arrival, Arabia Saudită on arrival, Pakistan e-visa gratis, ți-o dăm 24 de ore și cam așa, deci lucrurile se schimbă. Se schimbă, așa este. Deci și informații, nu știu, trenuri, autobuze, avioane, astăzi zboară, mâine nu zboară, astăzi se întâmplă, mâine nu se întâmplă. Cartea aceea ar trebui să fie scrisă de la zero, deci nu neapărat să iau ceva de pe blog. Acum nu, asta e ideea, că pe blog poți să intri să accesezi orice articol am avut și de acum 10 ani și de 12 ani. Și apropo de blog, ca să înțeleagă oamenii care ne urmăresc, pe blog acolo ai împărțit pe țări, împărțit pe vizite, cum? Ce găsesc? Sunt organizate pe țări, deci pe continente, o linie cu continentele și dacă apeși, nu știu, Africa, o să vezi toate țările. Dacă, de exemplu, vrei, nu știu, Namibia, deci la Africa, cauți Namibia și vezi toate articolele care am despre Namibia. Mai există și o secțiune de informații gen vize în care vezi cam ce s-a mai întâmplat, adică anunț, vezi că nu mai ai nevoie de viză de Tajikistan, vezi că nu mai ai nevoie de viză de nu știu ce, vezi că s-a introdus viza on arrival la nu știu cine. Și am foarte multe informații cu privire la oferte de avioane, de noi rute care apar, uite, apar rute foarte interesante care, dacă mă întreb pe mine, nu știu dacă vor dura forever, deci dacă sunt viabile economic, probabil. Nu știu, de exemplu, Tirana sau în Marrakeș, nu știu dacă se va mai întâmpla. Eu recomand, duceți-vă acum, pentru că, nu știu, poate după jumătate de an sau peste un an o să se mai zboare. Da. Cursele de Arabia Saudită sunt subvenționate de guvernul saudit. Dacă la un moment dat o să zic că România nu mai dăm, în secunda următoare nu se mai zboară. A, interesant. Deci sunt curse aeriene subvenționate de statele foarte multe, foarte ca să atragă turiști. Da, pentru că sunt țări în care conectivitatea, adică pentru toată lumea conectivitatea este cheie, dar sunt anumite țări care sunt în mijlocul drumului, nu știu, ca Austria, care multe țări poate să ajungă acolo rutier și datorită autostrăzilor, nu știu, dar sunt țări, nu știu, ca Arabia Saudită. Arabia Saudită, ca să fii vizitat, trebuie să zbori acolo. Este o țară imensă. Și îi privesc această subvenție ca o investiție, practic. O, da, este o investiție. Eu nu știu, și zborul de Tenerife, care a fost introdus acum 10 ani, a început cu subvenție. A fost subvenționat, nu mai știu cât, un an, doi, trei, s-a renunțat la subvenție, dar pentru că a continuat să fie ok din punct de vedere economic, s-a zburat. Batumi, în Georgia, tot a fost lansat ca subvenție, dar pentru că nu a mai fost, s-a zburat cât timp s-au dat banii, când nu s-au mai dat banii, s-a renunțat la el. A renunțat la curs. Da, Cezar Dumitru, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu îți mulțumesc pentru participare. Ne-ai împărtășit niște informații și niște povești absolut interesante. Bucur. Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Departe de România. Rămâneți alături de noi, rămâneți alături de canalele Știri Diaspora și DC News, acolo unde se difuzează această emisiune. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să intrați și pe canalele de social media ale invitatului meu de astăzi, Imperator Travel, găsiți pe Facebook și mai ales pe blog, să intrați să vă luați informații interesante. Ca de obicei, eu am fost gazda dumneavoastră, Gabriel Nțostoica, și până data viitoare vă urez numai zile senine. Aici Radio DC News, un radio care se citește. Radio DC News, un